Eu, sunt Bocalina Gabriela, profesor de informatică la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București. Tema pe care o voi prezenta astăzi presupune, este prelucrarea secvențelor de valori. Tema este pentru specializarea matematică informatică și științele naturii, pentru examenul național de bacalaureat, disciplina informatică. Voi porni de la câteva definiții privind atât șirurile numerice, Sub șirurile și secvențele de valori. Ce este un șir numeric? Este o succesiune de numere sau de valori pe care le vom nota cu A1, A2, A3, puncte-puncte, în care atât A1, A2, A3 se numesc termenii șirului, iar 1, 2 și 3 reprezintă pozițiile pe care le ocupă termenii șirului. În termeni matematici, notăm cu AN cu N număr natural pozitiv, șirul care are termenul general AN. Numim rang al unui termen din șir poziția pe care ocupă acesta în șir. Un subșir al unui șir de valori este compus dintr-o parte din elementele unui șir care își păstrează ordinea inițială. Un subșir finit cu N elemente are 2 la puterea N subșiruri. O secvență de valori este un subșir compus din elemente aflate pe poziții consecutive. Dintre cele doi la puterea N subșiruri ale unui șir cu N elemente, N pe lângă N plus 1 supra 2 sunt secvențe. De exemplu, dacă avem șirul finit compus din valorile 1, 2, 3, 4 deci avem 4 termeni secvențele sunt secvența compusă din prima valoare, secvența compusă din, din primele două valori, secvența compusă din a doua valoare, secvența compusă din primele trei valori, din valorile 2 și 3, și din valoarea 3, secvența compusă din toate cele patru valori, din, valoare, din valorile 2, 3 și 4, 3, 4 și 4. Dacă le numărăm, vom constata că avem n pe lângă n plus 1 supra 2 secvențe. În cazul acesta vom avea 10 secvențe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secvențe. Exemple de secvențe de valori. Fie șirul de valori numerice, 2, 5, 17, minus 1, 19, 20, 35, minus 2, minus 10, 101, 15. Putem să considerăm secvența de valori aflată între prima poziție și poziția 5. Aceasta este. Ce constatăm că aceste valori se află pe poziții consecutive. De asemenea, putem considera și secvența de valori aflată între poziția 3 și poziția 10 în șir. Este vorba de secvența care începe cu valoarea 17 și se termină la valoarea 101. Ce sunt secvențele de valori care satisfac o anumită proprietate? Sunt secvențe dintr-un șir în care valorile din secvență satisfac o anumită proprietate. Cum ar fi? Valori care sunt într-o ordine crescătoare sau descrescătoare sau valori care pot fi toate valorile având o anumită proprietate, cum ar fi valori pare, valori impare sau valori care se divid sau sunt divizibile cu o anumită o altă valoare. De exemplu, avem secvența compusă din valori aflate în ordine crescătoare și pe poziții consecutive. Una dintre ele este aceasta. Observăm că odată toate valorile sunt într-o ordine crescătoare și în același timp se află și pe poziții consecutive. De asemenea, putem să alegem o secvență compusă din valori impare și aflate tot pe poziții consecutive. Cum ar fi secvența compusă din valorile 5, 17, minus 1, 19. Observăm că secvența aceasta se termină la valoarea 20, deoarece nu mai este impară, valoarea 20 este pară, și de asemenea secvența începe de la o valoare impară. Valoarea 2 este o valoare pară și nu face parte din secvență. Secvențe de valori maximale. Lungimea unei secvențe este egală cu numărul de termin al acesteia. O secvență a unui șir este maximală în raport cu anumită proprietate, dacă are acea proprietate și nu se mai pot adăuga termenea ieșirului din care face parte, astfel încât să-și păstreze proprietatea. Fie secvența compusă din termenii XK, XK plus 1, XT cu proprietatea P. Atunci, secvența compusă din termenii XI, XI plus 1, XI plus 2 până la XJ are proprietatea P pentru orice termen aflat între pozițiile K și T și între pozițiile I și J. I și J este mai mic sau egal decât I este mai mic sau egal decât T și mai mare sau egal decât K. J este mai mic sau egal decât T și mai mare sau egal decât K. De exemplu, pentru o secvență compusă din valorile, valori impare și aflate pe pozițiile consecutive 5, 17, minus 1, minus 11, minus 1, 19 și subsecvența 5, 17, minus 1, subsecvența este compusă din valori impare aflate pe poziții consecutive. Ce presupune prelucrarea secvențelor? Presupune identificarea poziției din șirul de, la, de valori de la care începe o secvență și a poziției la care se termină. De exemplu, dacă avem acest șir de valori numerice, secvența de lungime maximală cu valori îmi pare, începe de la poziția 2 și se termină la poziția 5. Secvența are lungimea 4, care reprezintă numărul de termeni ai secvenței. Pentru determinarea secvențelor într-un algoritm. Avem algoritmul pentru determinarea secvențelor maximale în raport cu anumită proprietate. Algoritmul presupune pe lângă faptul că trebuie să știm să cunoaștem numărul de termeni. Două variabile: variabila Lmax, în care îmi va reține lungimea maximă a unei secvențe, și variabila Nr, în care îmi va calcula numărul de termeni a unei secvențe curente. Poziția de la care începem în uh, prelucrarea secvenței este poziția 1, adică poziția primului element. Algoritmul uh, parcurge toți termenii șirului cu ajutorul unei instrucțiuni repetitive, instrucțiunea cât timp citește valoarea și verifică dacă valoarea are proprietatea căutată pentru secvență, atunci crește numărul de termeni. De asemenea, verificăm dacă numărul de termeni ai secvenței curente este mai mare decât al unei al lungimii maximale pe care am găsit-o până la secvența curentă, atunci L max, lungimea maximală, rememorează numărul de termeni curent. În momentul în care se termină secvența, secvența se termină atunci când valoarea nu mai are proprietatea, adică la condiția altfel, numărul de termeni se reinițializează de la valoarea 0 la final, după ce se citesc toate valorile din șirul de valori și se determină toate secvențele, se va afișa lungimea maximă unei secvenții a cărei termeni îndeplinesc proprietatea cerută. Acesta este algoritmul de bază sau algoritmul principal folosit în prelucrarea următoarelor uh, secvențe uh, prezentate uh, aici. Voi uh, continua cu câteva exemple de secvențe pe care le întâlnim în, uh, în itemii de la examenul de bacalaureat la disciplina informatică. Sunt mult mai multe exemple de secvențe, am selectat câteva dintre ele. Voi începe cu uh, secvența uh, uniformă, se numește secvența uniformă a unui șir de numere naturale, un subșir al acestuia format din termeni cu aceeași valoare aflați pe poziții consecutive în șirul dat. Lungimea secvenței este egală cu numărul de termeni ai acestuia. Dacă avem șirul de valori din imagine, atunci secvențele uniforme de lungime maximală sunt cele prezentate mai jos, sunt cele care au termenii uh, egal cu 3, și cele două secvențe cu termenii egal cu 11. Aici avem rezolvarea uh, acestei. Uh, uh, avem o aplicație, e vorba de bacalatul din 2014, subiectul 3, Roman 4 în care ni se dă un șir care conține până la un miliard de numere naturale, ele aflate în intervalul 0-10 la 9 -a. Ni se spune că numerele sunt separate prin câte un spațiu, iar în șir există cel puțin doi termeni egal pe poziții consecutive. Ni se cere să se determine o secvență uniformă de lungime maximală și avem în continuare acest exemplu. De asemenea, se precizează că dacă sunt mai multe secvențe de lungime maximală, atunci se va alege, se va afișa ultima dintre ele. Ultima secvență care se va afișa este aceasta. Da? Deși sunt două secvențe uh, identice, uh, algoritmul programului o va afișa pe ultima dintre ele. Uh, aici avem uh, rezolvarea. Se observă transcrierea algoritmului prezentat anterior în limbajul uh, C, uh, citirea valorii din fișier și verificarea proprietății de egalitate da, cu valoarea anterioară. Primul pas presupune citirea primei valori din fișier pentru ca următoarele valori care sunt citite să poată fi verificate dacă sunt egale cu valorile anterioare. În situația în care este îndeplinită condiția, atunci numărul de termeni ai secvenței crește și în același timp se verifică aici și proprietatea ca secvența să fie de lungime maximă. În situația în care această proprietate nu mai este îndeplinită, reluăm, reinițializăm numărul de termeni pornind de la 1, pentru că prima valoare dintr-o secvență se numără și aceasta. De asemenea, o operație foarte importantă în prelucrarea secvențelor, mai ales atunci când valoarea curentă depinde de valorile anterioare, este această operație în care în variabila anterioară se reține valoarea curentă. Când se folosește această operație? O folosim atunci când vrem să verificăm dacă valorile dintr-o secvență sunt egale, dacă valorile dintr-o secvență se află într-o uh, ordine crescătoare sau descrescătoare. Această operație apare în, acea, în uh, prelucrarea acestor secvențe. Mai departe avem rezolvarea aceluiași item, în limbajul Pascal observăm aceleași operații, citirea primului, primei valori din fișier, citirea celorlalte valori din fișier, verificarea proprietății de egalitate și de asemenea celelalte două operații, creștem, contorizăm numărul de termene ai secvenței și verificăm dacă secvența are lungime maximă. Un alt, un alt, tip de secvență este capa secvență. Această definiție a unei capasecvențe capa secvențe am întâlnit-o tot în itemii propuși pentru testele de antrenament de la bacalaureat. Se numește capa secvență într-un șir de numere naturale, o succesiune de termeni aflați pe poziții consecutive în șir, cu proprietatea că sunt divizibil cu numărul natural, nenul K, numărul acesta fiind uh, un număr cunoscut, citit din fișier sau uh, de la tastatură. De asemenea, lungimea secvenței este egală cu numărul de termeni ai săi. Avem și un exemplu pentru acest șir de valori. 5 uh, secvențele din șir sunt... Ce înseamnă 5 secvențele? Înseamnă că valorile din secvență, toate, sunt divizibile la, cu valoarea 5 și le avem pe acestea prezentate. Acesta este testul nou din variantele de antrenament 2020. Rezolvarea presupune aplicarea algoritmului prezentat în pseudocod. Care este rezolvarea? Pentru fiecare valoare citită din fișier. Se verifică dacă îndeplinește proprietatea de a fi divizibilă cu valoarea capa. Dacă uh, această proprietate este îndeplinită, atunci se contorizează valoarea și se verifică dacă face parte dintr o secvență de lungime maximală. La final se afișează lungimea secvenței și, uh, lungimea unei secvențe maximale și câte secvențe avem. Apare o cerință în plus în cadrul acestei uh, acestui item, în sensul că ni se cere nu doar lungimea unei secvențe, ci și câte secvențe de lungime maximă găsim, iar pentru asta utilizăm un, o variabilă în plus pe care am notat-o în RSKV și de câte ori întâlnim o secvență care este de lungime maximă, inițializăm această variabilă cu 1 dacă mai întâlnim încă o secvență și avem în această operație această variabilă crește. Aici avem și rezolvarea în limbajul Pascal a acestei cerințe, care presupune aplicarea algoritmului prezentat la început. Mai departe, avem prezentarea unei secvențe de sumă maximă. Aș spune una dintre secvențele celebre printre. Uh, să zicem toate tipurile de se, uh, secvențe. Secvența de sumă maximă uh, se obține adunând numerele de pe poziții consecutive în șirul dat. Aici nu ne mai trebuiește numărul de a secvenței, poate să aibă și termeni mai puțin, dar uh, uh, trebuie să găsim acea secvență care are suma elementelor maximă. Criteriul de maxim este dat de data aceasta, de suma valorilor aflate pe poziții consecutive repet și nu de numărul lor. Dacă avem acest șir, se observă că secvența de sumă maximă este dată de această aceste valori sunt acestea pe care le voi sublinia ce putem observa? Că dacă șirul are doar valori pozitive, atunci secvența conține toți termenii șirului, iar dacă secvența are doar valori negative, secvența conține un singur element, care este cel mai mare număr negativ din șir. Avem un algoritm pentru care determină o secvență de sumă maximă. Algoritmul este scris în pseudocod, care este, să zicem, criteriul în cadrul acestui algoritm este următorul. Care este strategia? Dacă vom porni de la suma maximă 0 și suma 0, dacă suma pe care noi am obținut-o este mai mică decât 0, atunci vom pune în sumă valoarea curentă. De ce? Pentru că dacă adaug la o sumă negativă o valoare negativă, suma scade și mai mult iar dacă la o sumă negativă adaug valoarea pozitivă ceea ce obține este oricum mai puțin decât dacă aș pune direct valoarea pozitivă în situația în care suma curentă este mai mare sau egal cu 0 atunci adaug valoarea la sumă evident de fiecare dată verificăm dacă suma obținută este mai mare decât Smax, atunci calculăm suma maximă. Avem și o aplicație, este vorba de testul de antrenament numărul 5 din 2020, în care am exprimat algoritmul, de data aceasta, suma maximă am pornit-o de la minus -1000, pentru că ni se cer, ni se spune că Valorile sunt cuprinse între minus 1000 și 1000, domeniul de valori. Mai departe, ultima secvență pe care o voi prezenta este secvența încadrată. A fost definită în cadrul bacalaureatului din 2018. Sunt uh, definite felul următor, secvențele încadrate ale unui șir de numere naturale. Sunt formate din termeni aflați pe poziții consecutive în șirul dat, și sunt și subșiruri care încep și se termină cu aceeași valoare. Dacă avem acest exemplu, observăm că ele încep și se termină cu aceeași valoare. Rezolvarea presupune existența a două tablouri unidimensionale, în care se va reține lungimea secvenței dintr-o secvență încadrată. Una din problemele acestui item este că valorile nu pot fi foarte mari. Pentru că, dacă sunt foarte mari, nu avem unde să le reținem. O rezolvare eficientă a presupus existența acestor două tablouri unidimensionale, A și B, în care, în primul tablou A, reținem prima apariție a cifrei 0 în cazul acesta. Observăm că toate cifrele, toate valorile cuprinse între 0 și 9, prima apariție în și, poziția primei apariții iar în vectorul B, în tabloul dimensional B, am reținut lungimea unei secvențe care începe și se termină cu una din cifre. În cazul în care cifra apare o singură dată în B, avem valoarea 1. În situația în care apare de mai multe ori în B se reține numărul de valori, numărul de termeni ai secvenței care începe și se termină cu o cifră. Aici avem rezolvarea, se observă că se utilizează aceste două tablouri dimensionale care se inițializează cu 0, apoi se citesc din fișier termenii șirului aflat în fișier. Dacă este prima apariție, atunci în ADX, unde X, repet, este valoarea citită, dar e vorba de poziția din tablou primește I, unde I reprezintă poziția în șir. Și, de asemenea, poziția X din tabloul unidimensional B primește valoarea 1. Deci, când apare prima dată valoarea, aceasta se reține astfel în tabloul A. Atunci când valoarea mai apare, deci în situația în care A de X este diferit de 0, înseamnă că noi am mai întâlnit acea valoare în șir și în momentul acela se reține în B cu această formulă unde I reprezintă poziția curentă din șir, iar A reprezintă prima poziție. Practic se calculează numărul de termeni dintre, din prima apariție și poziția curentă. Evident, după aceea se calculează maximul de termeni aflați într-o astfel de secvență. La final se afișează numărul maxim și de asemenea se parcurge tabloul B și acolo unde întâlnim valoarea maximă afișăm aceste două valori, evident ceea ce ni se cere. Aici avem uh, prezentarea rezolvării și în limbajul Pascal. Ultima secvență pe care o prezint este secvența de lungime K. Aici Ni se cere să căutăm în șirul nostru secvențele de lungime K care sunt formate din K termeni. Aceste secvențe având și ele o anumită proprietate. Dacă am acest șir, atunci toate secvențele de lungime 3 sunt secvențele pe care eu le-am prezentat. De exemplu, este secvența 294 și atenție 947 și 475 și tot așa. O secvență de lungime K cu suma valorilor maximă presupune că atunci când căutăm secvențele de lungime K, lungime clar dată, noi trebuie să le afișăm sau să le găsim pe acelea care au și suma valorilor maximă. Rezolvarea eficientă presupune memorarea valorilor șirului tot într-un tablou unidimensional în care se va calcula suma a primelor k -a valori, apoi pentru fiecare valoare pornind de la poziția K plus 1 și N, deci toate valorile, acestea se adaugă la suma calculată și se scade valoarea aflată pe poziția I minus K. Bun, aici avem rezolvarea și după cum se vede, prima dată calculăm suma primelor K -a valori și apoi calculăm suma celorlalte capa secvențe cu această formulă. Aceasta a fost uh, prezentarea mea privind prelucrarea secvențelor de valori. Vă urez uh, succes în pregătirea pentru examenul național de bacalaureat și ne vedem data viitoare cu o nouă temă.